Bună dimineața! Ne revedem astăzi la un nou curs de drept constituțional și instituții politice. Continuăm după pauza de săptămâna trecută, dar nu este propriu-zis o pauză pentru că noi am continuat cursurile pe platforma universității. Tema cursului de astăzi se numește Controlul Constituțional al Legilor. Vorbeam cu ocazia altei teme, că controlul constituțional al legilor este una din garanțiile juridice ale supremației Constituției. Cred că vă amintiți la tema pe care am discutat-o cu privire la supremația Constituției, că vă spuneam că toate legile emise într-un stat care are în anterioritate adoptată o Constituție, trebuie să respecte prevederile acelei Constituții. Cu alte cuvinte, o lege care nu respectă unele prevederi ale Constituției nu poate să producă efecte juridice și este supusă acestui control constituțional al legilor. Acest control se include în principiul egalității. Ce înseamnă acest lucru? Că actele normative trebuie să fie elaborate conform unei proceduri prestabilite și a Constituției. Pe de o parte, actele normative trebuie să respecte procedurile de elaborare, cu alte cuvinte, dacă vorbim de o lege, procedura fundamentală este să treacă prin Parlamentul României, să fie emisă de către Parlamentul României. Dacă un alt organ spune că a emis o lege, înseamnă că nu a fost respectată procedura prestabilită prin Constituție de adoptare a legilor. Dar nu numai acest lucru, ci și etapele pe care trebuie să le parcurgă o lege fac parte tot din această procedură. Pe de altă parte, în principiul egalității stă și acest element important că legea emisă, legea care se adoptă, trebuie să respecte prevederile Constituției, nu trebuie să fie în vreun fel în contradicție cu normele constituționale. Pe de altă parte, când vorbim de principiul egalității, trebuie să înțelegem că legea trebuie respectată de către organele statului. Constituționalitatea legii înseamnă, pe de o parte, exigența de legalitate a legii, dar în raport cu cea a Constituției, care și ea este tot o lege. Numai că, așa cum vă spuneam în trecut, este legea fundamentală sau legea care are supremație. De aceea și acest control constituțional al legilor. Cum înțelegem acest control? Îl înțelegem, pe de o parte, ca activitate de verificare a principiului conformității legii cu Constituția, iar pe de altă parte, controlul constituțional al legilor este o instituție juridică, dar o instituție a dreptului constituțional, care cuprinde reguli reunite datorită aceluiași obiect de reglementare. Ce acte sunt supuse controlului constituțional? În primul rând, legile ca acte juridice ale Parlamentului, vorbim de control constituțional care se aplică legilor și acte și alte acte cu forță juridică egală cu cea a legii, ordonanțe sau decrete legi. Alte acte nu sunt supuse controlului constituțional. Deci nu trebuie să auzim de control constituțional sau că s-a pronunțat Curtea Constituțională decât cu privire la legi sau cu privire la ordonanțe. Decretele legi sunt un pic mai rare, dar oricum ar fi și ele, ca acte ale președintelui României, pot să fie supuse controlului constituțional, adică pot să fie declarate neconstituționale, pentru că și ele pot încălca prevederi constituționale cu privire la formă, la mod de emitere și la fond. Nu se supun controlului constituțional, în primul rând, actele administrative, adică actele pe care le emit autoritățile centrale și locale ale administrației publice, pentru că aceste acte sunt emise în executarea legii cu scopul de a pune în aplicare o lege, iar detalierea dispozițiilor constituționale se face prin lege.
Actele administrative, în schimb, se supun controlului judecătoresc, pentru că și ele pot să fie ilegale, numai că nu se ocupă Curtea Constituțională de rezolvarea, de așezarea lor pe făgașul legalității, ci se ocupă judecătoriile obișnuite, adică ele se supun controlului judecătoresc în cadrul contenciosului administrativ. Nu se supun controlului constituțional nici proiectele de legi, pentru că ele nu sunt legi, ci doar proiecte în curs de a fi legi, ele pot fi retrase oricând de către inițiator până la începerea dezbaterilor. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să discutăm despre controlul Curții Constituționale asupra unui proiect de lege, chiar dacă el este evident neconstituțional, deoarece nu are încă efecte sau nu își va face efecte vreodată ca lege, pentru atâta vreme cât este doar un proiect, până este proiect. Ne punem problema, totuși, nu este foarte simplu ca oricine, ca organele, guvernul care emite ordonanțe, parlamentul care emite legi, să stea cu ochii pe Constituție, iar actele normative pe care organele acestea politice le emit să fie întotdeauna în concordanță cu Constituția? Ce face ca să existe neconcordanțe între Constituție și legi? Păi, primul lucru care se întâmplă sunt contradicțiile sociale. Sunt punctele de vedere ale grupurilor civice sau grupurilor sociale care doresc diverse lucruri. Uneori, grupurile doresc lucruri neconstituționale. Bună oară, vedem deseori pe la televizor cum maghiarii din Harghita și Covazna reclamă că și-ar dori ca această regiune să devină autonomă. Le înțelegem dorința, am fi gata să o și respectăm, dacă nu cumva este neconstituțională. Deci iată că o problemă pe care o pune un grup social din România, am luat acest exemplu, este neconstituțională pentru că în Constituția României nu este prevăzut acest tip de autonomie teritorială, ceea ce înseamnă că ar trebui modificată Constituția ca să putem să punem aceste prevederi. Ba mai mult, nici nu am putea modifica să modificăm pe acest domeniu Constituția, pentru că vă amintiți că am discutat data trecută că sunt anumite prevederi constituționale cu privire, de exemplu, la forma statului român, că România este stat unitar, că este stat suveran, dar în ce privește statul unitar, care impune în mod clar că această prevedere, faptul că România este stat unitar, nu poate fi modificabilă. Deci e prevedere constituțională de care nu ne putem atinge orice s-ar întâmpla. Ceea ce înseamnă că niciodată nu am putea să dăm curs sau să dăm satisfacție acestui grup social care cere, să spunem așa, autonomie. De aceea, problemele venite din societate pot să fie uneori în contradicție cu prevederile constituționale. Reprezentanții grupurilor sociale pot să încerce să rezolvă problema grupului respectiv și să introducă o lege care este neconstituțională. Dar fiind împinși cumva de la spate de electoratul care i-au votat. După aceea, contradicții între grupurile politice, pentru că avem problemele de jos din societate, dar mai avem și problemele politice. De cele mai multe ori observăm că unele neconcordanțe între Constituție și legi sunt date chiar de aceste probleme între grupurile politice care se presează una pe alta, au intenții, au dorințe, au interese să emită anumite legi și uneori nu citesc foarte atent Constituția sau nu respectă procedura de adoptare a unei legi, pentru că și acest motiv este unul de respingere a unei legi ca neconstituțională, pentru că nu a fost adoptată în conformitate cu prevederile constituționale sau ale regulamentelor camerelor Parlamentului. Mai pot apărea neconcordanțe între Constituție și legi și datorită rigidității exagerate a Constituției, când Constituția ne pune la dispoziție doar o singură formulare
a unui text de lege și nu te poți abate de la acel tip de formulare, ori legislatorul, în momentul în care emite legea, încearcă să fie mai nuanțat și greșește din punct de vedere constituțional. Sau, ce vă spuneam și până acum, nerespectarea regulilor de tehnică legislativă, pe de o parte modul în care se scrie o lege, iar pe de altă parte procedura de adoptare a legii, poate să fie un motiv serios de respingere ca neconstituțional a unei legi. Iar un motiv suplimentar pentru statele federale este conflictul sau interesele diferite dintre statul federal și federatele care fac parte din el. Și acolo pot apărea probleme pentru că de foarte multe ori federatele doresc altceva decât statul mare. Sunt situații în care federatele doresc să se despartă de statul mare de federație, iar Constituția Federației nu permite acest lucru. Sau permite cu o procedură atât de greoaie pe care federatul vrea să o depășească, să sară peste ea și apar probleme de natură constituțională. Nu ne interesează foarte mult acest lucru, doar ca să luați ca element suplimentar pentru alte state, în statele federale pot apărea probleme de constituționalitate atunci când sunt conflicte de interese între federate și federal. Pentru prima dată în lume, când apare ideea controlului constituțional, a fost o speță, un celebru proces Marbury versus Madison în SUA în 1803, în care în decizia judecătorilor se sublinia că dacă o lege este contrară Constituției, aceasta trebuie să fie invalidată ca neconstituțională pentru a se respecta și garanta supremația legii fundamentale. Dar iată că în 1803 în Statele Unite ale Americii această problemă o ridicau judecătorii. Vă rog pentru dumneavoastră, pentru cunoștințele dumneavoastră, cât mai complet în domeniul dreptului constituțional, căutați această speță Marbury versus Madison, pentru că se găsește în manuale de drept constituțional, în tratate, se găsește pe net, se găsește peste tot. Și veți afla ce s-a întâmplat cu precizie în acest proces și veți vedea cum o instanță a stabilit că o lege este neconstituțională. În România, mult mai târziu se ridică problema neconstituționalității unei legi, abia în 1912, tot o instanță, dar data asta în Alta Curte de Casație și Justiție, într-o celebră afacere a tramvaiului din București, normal că în România problemele erau cu investițiile, ca și în zilele noastre, acea afacere a tramvaielor, când Parlamentul României dă o lege de interpretare, pentru că nu știau cum să aplice legislația în vigoare, iar Curtea de Casație spune că legea de interpretare, dată târziu, ca să avantajeze pe unul dintre investitori, este neconstituțională. Și cu asta a închis. Și avem și noi prima speță de control al constituționalității în 1912, adică la mai bine de 100 de ani față de Statele Unite ale Americii. Controversa în problema judecării constituționalității unei legi se bazează pe aplicarea principiului separației puterilor în stat și ridică problema dacă puterea judecătorească poate sau nu să invalideze actele puterii legislative. Singura, de altfel, aleasă în mod reprezentativ, singura care reprezintă cu adevărat poporul, pentru că poporul merge și alege fiecare deputat și senator în parte. Ne punem problema dacă vreo putere poate să micșoreze forța pe care o are această putere reprezentativă pe a Parlamentului. Principalul argument împotriva controlului constituționalității legilor este că această separație a puterilor în stat nu ar da drept judecătorilor să se amestece și să controleze actele puterii legiuitoare, care este puterea suverană. Nu ai cum să controlezi actele Parlamentului, pentru că parlamentarii sunt reprezentanții poporului și, prin efect, se consideră că ceea ce fac parlamentarii
este doar dorința poporului atâta vreme cât poporul i-a ales. Dar avem și un argument tot pe baza separației puterilor în stat pentru susținerea ideii de control al constituționalității. Și argumentul acesta merge la originea teoriei separației puterilor în stat. Vă amintiți că discutam că teoria separațiilor puterilor apare în momentul în care se dorea înlăturarea monarhiei absolutiste din Europa de vest, monarhiilor absolutiste în speță. Adică să micșoreze puterea nelimitată a regelui, a monarhului. Și ideea separației a fost ca puterea nelimitată a monarhului să fie separată în trei instituții sau în trei puteri distincte, putere legislativă, executivă și judecătorească, fiecare din aceste funcții ale puterii fiind ocupate de alte persoane. Rolul acestora era, pe de o parte, să separe decizia, să nu mai fie o singură persoană care ia toate deciziile, iar pe de altă parte, să existe un control reciproc între aceste puteri. Ei bine, vorbind despre controlul reciproc, care stă la baza teoriei separațiilor puterilor în stat, atunci am putea să spunem că inclusiv puterea legislativă, cât o fie de reprezentativă pentru că este aleasa poporului, trebuie să fie controlată de o altă putere. Adică trebuie să fie cineva care poate opri, poate pune frână unui parlament care în anumite momente greșește, o ia razna sau cine știe ce minun face. În Statele Unite și iată în România în 1912, acest lucru îl puteau face judecătorii, dar judecătorii obișnuiți, adică judecători de judecătorie sau de instanță supremă. Puteau să dezbată o lege, să discute cu privire la conținutul unei legi și să spună că este neconstituțională și că nu se aplică. De fapt, în secolul 20, iată în România, la începutul secolului 20, chiar la început, ideea controlului constituționalității legilor se răspândește peste tot în lume și există numeroase modalități de punere în aplicare a controlului constituționalității legilor. Enumerăm, dar cât se poate de rapid, formele de control al constituționalității legilor după câteva criterii. În primul rând, dacă am vorbit de criteriul organelor competente de a exercita controlul, avem control exercitat de un organ politic, adică când un alt organ politic se ocupă de acest control al constituționalității, control exercitat de instanțele judecătorești, speța SUA în Statele Unite a rămas în continuare ca instanța să se pronunțe pe controlul constituționalității, și control exercitat de un organ unic, special și specializat. Adică creez un organ care să se ocupe strict de controlul constituționalității. Într-o altă opinie, dacă am folosit tot criteriul organelor competente, am avea doar două forme. Prima, organul politic, control exercitat de un organ politic și a doua, control exercitat de un organ jurisdicțional. Adică o curte specială. Al doilea criteriu, după criteriul momentului în care se exercită controlul constituționalității legilor. Primul moment ar fi momentul anterior intrării în vigoare a legii, adică să rămână puțin timp până când legea intră în vigoare, ca organul, orice ar fi el, politic, judecătoresc sau organ specializat, să aibă timp să se pronunțe pe cu privire la constituționalitate și așteptăm să nu intre în vigoare până când acest organ spune dacă legea este constituțională și control posterior publicării sau intrării în vigoare a legii. Așa cum se întâmplă de fapt și în România și în zilele noastre. Un control posterior. Nu așteaptă legea ca să o verifice Curtea Constituțională. După criteriul subiectelor de drept de sesizare a jurisdicției constituționale, adică cine are voie să sesizeze instanțele constituționale, avem control la inițiativa autorităților publice sau control la inițiativa particularilor. Altă opinie vorbește despre control
prin acțiune populară sau control la sesizarea unei instanțe ordinare sau control la sesizarea autorităților politice. O să discutăm despre aceste lucruri în mod separat, cine are dreptul să sesizeze organele de control constituțional. În România, evident. După criteriul modului de control, control pe cale de acțiune și control pe cale de excepție. După criteriul reglementării, explicit și implicit. Câteva cuvinte despre modele ale controlului constituționalității legilor și vom lua în discuție doar două din aceste modele, cel american și cel european, pentru că sunt modele total diferite. Modelul american prezintă câteva trăsături generale. Întâi, are un caracter difuz și descentralizat. Fiecare instanță are dreptul să se pronunțe cu privire la constituționalitatea unui act normativ. Nu este un organ specializat, nu este trimis în sarcina jurisdicției federației să se ocupe de acest lucru, oricine, în mod difuz, descentralizat, poate să dea soluții de constituționalitate. Are un caracter concret, pentru că dă soluții de constituționalitate cu privire la modul în care se aplică o lege și cum o interpretează concret judecătorul. Și este un control de constituționalitate a posteriori, adică după emiterea legii, atunci când legea lezează pe cineva. În momentul acela se ridică problema constituționalității. De un moment este control a posteriori. Și cea de-a patra caracteristică sau trăsătură, efectele deciziilor sunt exclusiv inter partes, adică între părți. Cu alte cuvinte, dacă o lege este declarată neconstituțională, ea este înlăturată de la aplicare doar pentru părțile aflate în proces, nu pentru toată America, ci doar pentru părțile aflate în proces. Judecătorul a constatat că prevederile legii sunt neconstituționale, nu se va aplica legea aceea pentru cei care sunt în proces. Ceilalți n-au nicio problemă cu legea și ea funcționează în continuare pentru restul cetățenilor din statul respectiv sau din toate statele. În cadrul sistemului american de control al constituționalității, rolul cel mai important aparține curții supreme, plasate în vârful ierarhiei complexului sistem judiciar. Modelul european al constituționalității legilor se bazează pe opera unui jurist austriac, Hans Kelsen. Din punctul său de vedere, ordinea juridică nu este un sistem de norme juridice de același rang, ci un edificiu cu mai multe etaje suprapuse, o piramidă sau ierarhie formată dintr-un număr de paliere sau de straturi de norme juridice în vârful căreia se află Constituția. De aceea, varianta kelseniană de control al constituționalității vizează crearea unui organ unic, specializat în exercitarea controlului, care să fie însă doar un legislator negativ. Cu alte cuvinte, în vârful ierarhiei organelor politice sau a legilor sau a instituțiilor trebuie să existe acest organ unic, specializat, strict pe domeniul controlului constituțional al legilor, dar, atenție, trebuie să fie legislator negativ. Vorbeam în trecut de dreptul de veto pe care l-are președintele, cam același lucru poate să facă și Curtea Constituțională. Adică spune nu e bine, nu e constituțional și atât. Motivează de ce nu este constituțional, evident, pentru că având forma unui organ judiciar, trebuie să emită hotărâri la fel ca orice judecătorie care sunt motivate, sunt întemeiate. Pentru orice sesizare a Curții Constituționale veți vedea o hotărâre a Curții foarte întemeiată. Curtea Constituțională nu trebuie să intervină, în opinia lui Hans Kelsen, în opera legislativă decât prin sancționarea eventelor situații de neconstituționalitate. Adică, ca legislator negativ, nu face lege, nu modifică articolul neconstituțional, ci doar spune că este neconstituțional, lăsând la îndemâna Parlamentului să regleze situația ulterior.
dacă dorește să mai facă. Dar nu poate Curtea Constituțională să adauge nicio virgulă la lege, doar să spună că nu este constituțional și de ce nu este. Caracteristicile modelului european sunt mai multe caracteristici pe care vreau să vi le aduc în atenție. Mai întâi, trebuie creată această instanță unică, speciale și specializate, însărcinate cu exercitarea controlului constituțional, denumită curte sau tribunal constituțional, depinde cum dorește fiecare stat. În România se numește Curtea Constituțională, de care cu siguranță ați auzit, pentru că mereu, politicienii noștri, fie președintele, fie parlamentarii, fie șeful guvernului, vorbesc de atacarea la Curtea Constituțională a unui act normativ, în speța unei legi emise de Parlamentul României, nemulțumiți de conținutul sau de modul în care a fost adoptată legea respectivă. De cele mai multe ori, atacul acesta la Curtea Constituțională se soldează doar cu amânarea intrării în vigoare a legii, nu neapărat cu declararea ei ca neconstituțională. Dar sunt o mulțime de situații când legea este și neconstituțională și Curtea se pronunță asupra ei. Prima caracteristică pe care vreau să vă aduc în atenție este că exercitarea controlului de constituționalitate de către o jurisdicție constituțională specializată sau monopolul controlului. Adică această caracteristică fundamentală, că avem o jurisdicție specializată care singură într-un stat se ocupă de controlul constituțional al legilor. Nu există mai multe locuri, mai multe instanțe, mai multe organe care să fie responsabile de controlul constituțional al legilor și care să poată emite hotărâri sau decizii în privința aceasta. Cea de-a doua caracteristică, posibilitatea exercitării unui control abstract de constituționalitate. Adică poate să vorbească nu neapărat în speța concretă a legii respective, ci să dea o indicație pe viitor. Un control abstract, adică o cale normativă a controlului. A treia caracteristică, posibilitatea autorităților publice de a sesiza jurisdicția constituțională. Adică nu doar Curtea Constituțională se sesizează că o lege este neconstituțională, ci autoritățile publice au această posibilitate. Și cea de-a patra caracteristică, autoritatea absolută de lucru judecat al deciziilor Curții Constituționale și efectul lor obligatoriu erga omnes, adică pentru toți oamenii, pentru toți, pentru toată lumea. În momentul în care Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o speță, acel lucru are autoritate de lucru judecat, nu mai poate reveni în atenția Curții Constituționale să fie reexaminat vreodată. Ba mai mult, nicio lege nu poate să încalce în viitor dispozițiile sau decizia, hotărârea dată de Curtea Constituțională. Autoritate absolută de lucru judecat a unei decizii a Curții Constituționale. Există mai multe principii ale controlului constituționalității legilor. În primul rând, principiul înscrierii în Constituție. În mod evident, trebuie ca în Constituție, ca să funcționeze această curte constituțională, trebuie să fie prevedere clară în Constituție că toată legislația trebuie să respecte Constituția și că instituția aceasta a controlului constituționalității este legală și trebuie să fie explicitată în Constituție. Controlul explicit funcționează când Constituția cuprinde norme cu privire la reglementarea controlului, iar dacă aceste norme nu există, suntem în fața unui control implicit, cum este în SUA. Chiar dacă nu este prevăzut explicit în Constituție, controlul constituționalității legilor funcționează pe baza principiului legalității. Cel de-al doilea principiu, principiul ca organul competent să efectueze controlul. Adică constituționalitatea unei legi trebuie să fie verificată numai de un organ abilitat cu aceste atribuții. Nu orice organ poate să verifice constituționalitatea unei legi. Totuși, de-a lungul timpului, prin organ competent s-au înțeles diverse entități. Poporul sau opinia publică, pentru că poporul s-a manifestat deseori împotriva unei legi și în multe cazuri din mediul
popular a ieșit ideea că legea este neconstituțională. De asemenea, opinia publică, presă, punctele de vedere ale grupurilor civice pot să susțină că o lege este neconstituțională și ne punem problema. Ei trebuie să se pronunțe pe constituționalitate. În trecut s-a pus și problema că ei sunt cei mai îndreptățiți, pentru că poporul este suveranul, de fapt. Poporul este cel care decide într-un stat. După aceea, organe politice, parlament, organe jurisdicționale, organe politico-jurisdicționale, diverse forme de instituții, de entități care ar putea să exercite controlul de constituționalitate. Principiul temporal, cel de-al treilea principiu, controlul constituțional al legilor se realizează în orice moment din existența unei legi. Astfel putem vorbi de un control anterior intrării legii în vigoare, realizat chiar de organul legiuitor, și de un control posterior intrării legii în vigoare, realizat de organul abilitat de Constituție cu aceste atribuții. Dacă am vorbit în România de un control a priori sau un control anterior, el poate să fie făcut numai de emitentul legii. Adică Parlamentul are primul punct de vedere că ar trebui să se gândească și să fie foarte atent la prevederile constituționale și în momentul în care adoptă o lege să stea cu ochii pe Constituție ca să nu fie în vreun fel încălcate prevederile constituționale. Iar după aceea, controlul posterior intră în domeniul unui organ abilitat, în cazul nostru Curtea Constituțională. Mai există și o perioadă scurtă a controlului anterior al constituționalității, perioada dintre adoptarea și promulgarea legii, în care organul abilitat poate să se pronunțe asupra constituționalității unei legi. Dar perioada este foarte scurtă și de regulă nu au timp. Pentru că în România, de exemplu, perioada de la adoptare la promulgare este scurtă și de cele mai multe ori este nulă. Adică o lege adoptată azi în Parlament poate să fie promulgată tot azi de către președintele României. Mai există o scurtă perioadă de 3 zile, perioadă înscrisă în Constituție, perioadă de 3 zile de la publicarea legii până la intrarea efectivă a legii în vigoare. Dar și aceasta este prea scurtă pentru Curtea Constituțională să analizeze textul unei legi și să-i verifice constituționalitatea. Ținând cont că unele legi au dimensiuni gigantice, adică sunt coduri, cod civil, cod penal, coduri de procedură sau cod fiscal, ceea ce anulează posibilitatea curții de a se pronunța în aceste 3 zile. Al patrulea principiu, principiul respectării procedurii de realizare a controlului, adică orice control este realizat cu respectarea aceleiași proceduri de realizare. Se folosesc două proceduri distincte pentru realizarea controlului. Controlul pe care acțiunii și controlul pe care de excepție. Controlul pe care acțiunii presupune atacarea în fața unei instanțe a constituționalității unei legi pentru a nu putea fi aplicată, iar controlul pe care de excepție sau invocarea excepției de constituționalitate presupune atacarea unei legi care ți se aplică. Să o luăm pe rând ca să vedem despre ce este vorba. În cazul controlului pe calea acțiunii, un terț, o persoană interesată, atacă o lege în instanță pur și simplu pentru că persoana respectivă sau entitatea respectivă consideră că legea este neconstituțională. A studiat singură acea persoană și legea și Constituția, a constatat că, sau acea entitate, a constatat că este neconstituțională și o atacă în instanță obișnuită. În România, instanța poate să preia astfel de sesizări cu privire la constituționalitatea unei legi. Poate să preia, dar nu se poate pronunța definitiv cu privire la lege, ci va trebui să preia și să transmită Curții Constituționale hotărârea respectivei instanțe cu privire la lege, rămânând ca Curtea Constituțională să se pronunțe definitiv. Nu poate niciodată o instanță obișnuită să oprească aplicarea unei legi a statului român pe întreg teritoriul României,
pentru că judecătorii respective instanțe au considerat că legea este neconstituțională și trebuie să o transmită mai departe curții constituționale. Mai există calea de excepție când o persoană aflată în instanță, într-un proces, constată că legea care se aplică în procesul său are o prevedere pe care o consideră neconstituțională. Și atunci invocă excepția de constituționalitate a respectivei legi, spune judecătorului că, din punctul său de vedere, în modul în care a interpretat legea, este, din punctul său de vedere, a reieșit că legea este neconstituțională, îl obligă pe judecător să se pronunțe cu privire la această excepție de constituționalitate care s-ar aplica în respectivul proces și judecătorul va trebui să amâne, să oprească procesul, să transmită din nou curții constituționale această excepție de constituționalitate în condițiile în care judecătorul consideră că, într-adevăr, partea care a invocat excepția de constituționalitate ar avea dreptate. Judecătorul, dacă crede că partea respectivă a invocat această excepție în mod aberant, atunci poate să respingă excepția invocată și să lase legea să funcționeze în continuare. Deci iată că și într-un proces părțile pot invoca excepția de constituționalitate, dar se pronunță judecătorul dacă o ia în calcul sau dacă nu ia în calcul. Ori dacă o ia în calcul, trebuie să o rezolve final Curtea Constituțională. Și acum să discutăm mai pe larg despre Curtea Constituțională ca organism, ca organ prevăzut în Constituția României, care este însărcinat cu rezolvarea problemelor de constituționalitate, cu controlul constituțional al legilor. Sediul materiei, să spunem așa, pe ce ne bazăm? În primul rând, vorbim de Constituția din 1991, care prevede controlul constituționalității legilor și existența curții constituționale și legea organică numărul 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea curții constituționale. Legea a fost republicată în 2010 dându-se textelor o altă numerotare, o nouă numerotare. Ceea ce înseamnă că în momentul în care dumneavoastră căutați legea privind organizarea și funcționarea curții constituționale, căutați varianta republicată din 2010, pentru că numărul articolelor nu mai corespunde cu varianta din 1992. Câteva trăsături ale curții constituționale. Curtea este o autoritate publică politico-jurisdicțională și o să discutăm imediat ce înseamnă acest lucru, care, în exercitarea unora dintre atribuțiile sale, are și un rol politic. Curtea nu face parte dintre puterile statului, ci este o autoritate independentă. Curtea este unica autoritate de jurisdicție constituțională din România. Nu avem mai multe posibilități de a decide cu privire la constituționalitate. Curtea Constituțională are ca funcție principală garantarea supremației Constituției conform articolului 1 din legea 47/92. Curtea Constituțională sprijină buna funcționare a puterilor statului în cadrul raporturilor lor de constituționalitate, raporturilor constituționale bazate pe separația și echilibrul puterilor. Și Curtea este garantul drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Să revenim la formula aceasta din România, că prin care Curtea Constituțională este o autoritate publică politico-jurisdicțională. De ce nu este nici politică și nu este nici jurisdicțională? Nu este o curte jurisdicțională propriu-zisă. De ce nu este? Pentru că judecătorii curții, în număr de 9, sunt numiți politic. Numiți politic. Cum? Din 3 în 3 ani sunt numiți câte 3. Se reînnoiește curtea cu 3 judecători. Mandatul judecătorului este de 9 ani, odată ce a fost numit. 3 judecători sunt numiți de președintele României, 3 judecători de Camera Deputaților, 3 judecători de Senat. Ceea ce înseamnă că aceste entități politice vor numi judecători
de care, care sunt apropiați, să zicem așa, sau ne-am așteptat să fie apropiați politic de majoritatea din camere sau de președintele României. Nu se aleg la 3 ani, unul este numit de cameră, unul este numit de senat și unul numit de președinte. Nu, 3 acum sunt ai președintului, 3 acum sunt ai senatului, etc. Ceea ce face din curte o autoritate politică. Asta ar însemna că deciziile curții sunt tot politice. Adică sunt decizii care ar trebui, ne-am așteptat să fie părtinitoare, să le-am putea judeca ca partinice atâta vreme cât au judecătorii sunt numiți de anumite majorități. De ce? Totuși este jurisdicțională. Pentru că cei numiți de aceste organe politice trebuie să fie judecători. Dar nu orice judecători, judecători cu anumite caracteristici profesionale, cu o anumită vechime, cu un anumit prestigiu profesional. Adică între judecătorii importanți, buni, cu prestigiu ai României, până la urmă. Astăzi, dacă ne uităm puțin prin Curtea Constituțională, la judecătorii Curții Constituționale, constatăm că sunt, pe de o parte, judecători, pe de altă parte, profesori de drept constituțional, adică autorități în domeniu recunoscute. Ceea ce înseamnă că devine prin faptul că membrii Curții Constituționale sunt judecători recunoscuți, Curtea capătă această caracteristică de autoritate jurisdicțională. Aceste persoane, în mod îndreptățit, pot să aibă, să dea hotărâri sau decizii cu caracter de specialitate sau cu, având pecetea specialistului. Una peste alta, pe de o parte că sunt numiți politic, pe de altă parte că sunt judecători, face din această Curte Constituțională o autoritate publică, politico-jurisdicțională, nu este doar o autoritate politică sau doar o autoritate jurisdicțională. Cum este organizată Curtea Constituțională? Ea este formată, așa cum v-am mai spus, din 9 judecători numiți pentru un mandat de 9 ani fără posibilitatea de prelungire sau reînnoire a mandatului. 3 judecători sunt numiți de Camera Deputaților, 3 de către Senat și 3 de către președintele României. Dar, așa cum vă spuneam, nu toți 3 președintele intră acum, nu toți 3 camere intră acum, ci câte unul la 3 ani numește fiecare. Președintele Curții Constituționale este ales dintre judecătorii Curții pentru un mandat de 3 ani. Curtea Constituțională se renoiește la fiecare 3 ani cu câte o treime. Ceea ce înseamnă că la 3 ani avem 3 judecători schimbați care vor rămâne judecători ai Curții Constituționale pentru 9 ani. În activitatea lor, judecătorii sunt independenți și inamovibili pe durata mandatului, ei nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile și voturile exprimate la adoptarea soluțiilor. Atribuțiile Curții Constituționale, aceea o discuție mult mai lungă, dar începem acum și continuăm după pauză. Cea mai importantă atribuție este că exercită un control al constituționalității legilor anterior promulgării acestora în temeiul articolului 146 litera A din Constituție. Controlul prealabil se exercită asupra legilor votate de către Parlament, dar înaintea promulgărilor de către președintele României. Curtea Constituțională poate proceda la control, dar numai la sesizarea uneia din autoritățile publice prevăzute de către Constituție, și anume președintele României, președinții celor două camere, guvernul, Curtea Supremă de Justiție, cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori, ca atare excludem control din oficiu. Revenind, în România, numai anumite autorități publice pe care le-am enumerat mai înainte, președinte, guvern, președinții camerelor, senatori și deputați, pot să sesizeze Curtea cu privire la constituționalitatea unei legi. Nu se poate sesiza Curtea din oficiu. Dacă aceste autorități de care am vorbit nu sesizează Curtea niciodată,
Curtea va șoma pentru totdeauna, pentru că nu se sesizează din oficiu. Totuși, curtea se pronunță din oficiu, că avem și un caz de genul ăsta, o excepție, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției. Este un control paradoxal și ilogic, deoarece orice inițiativă de revizuire a Constituției este contrară Constituției. Totuși, spiritul legii presupune că pronunțarea curții se referă numai la acele prevederi nerevizuibile. Data trecută, când am avut cursul pe platformă, am discutat despre forma statului și am discutat și faptul că sunt prevederi nerevizuibile cu privire la forma statului român. Ceea ce înseamnă că dacă am avea o lege de revizuire a Constituției, în mod normal, curtea ar trebui să spună este neconstituțională pentru că nu respectă, evident, Constituția tocmai pe care vrea să o revizuiască. Dar nu se poate pronunța pe acest conținut, ci se va pronunța numai cu privire la textele nerevizuibile din Constituție, dacă în legea de modificare avem vreo prevedere care ar modifica aceste articole nerevizuibile. Ne oprim aici. O să discutăm în continuare despre Curtea Constituțională după pauza publicitară. Continuăm cursul nostru cu privire la Curtea Constituțională și vorbeam despre atribuțiile Curții Constituționale. Trecem la cea de-a treia atribuție importantă. Curtea Constituțională exercită controlul de constituționalitate asupra tratatelor sau altor acorduri internaționale, în temeiul articolului 146 litera B a Constituției, iar cu privire la tratatele și acordurile internaționale, sesizarea se face de către președinții celor două camere sau cel puțin 50 deputați sau cel puțin 25 de senatori. Dacă un tratat sau acord internațional ar încălca anumite prevederi ale Constituției României. A patra atribuție, Curtea exercită un control al constituționalității regulamentelor Parlamentului și al hotărârilor camerelor sau plenului Parlamentului, tot în temeiul articolului 146, dar litera C din Constituție. Cine poate sesiza aici? Unul dintre președinții celor două camere, un grup parlamentar sau cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori. Iată că atunci când vorbim de regulamentele camerelor sau hotărârile camerelor sau plenul Parlamentului, de data aceasta autoritățile care au voie să sesizeze curtea sunt președinții camerelor, grupurile parlamentare, grup de 50 de deputați sau 25 de senatori. Curtea controlează constituționalitatea legilor și ordonanțelor posteriori intrărilor în vigoare, în conformitate cu articolul 146 litera D din Constituție, iar controlul posterior al constituționalității legilor privește, deci, legile intrate în vigoare, se realizează pe calea excepției de neconstituționalitate de care am vorbit mai devreme. Excepția de neconstituționalitate este un procedeu juridic ce permite accesul cetățenilor la Curtea Constituțională și această cale are o importanță deosebită. Chestiunea pe care o discutam mai înainte, că un cetățean, orice cetățean, poate seziza o instanță cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi din legislație, fie independent, fie în cazul unui proces, dacă persoana respectivă consideră că prevederea legislativă este neconstituțională. Curtea soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice. Este o atribuție introdusă prin revizuirea din 2003 și este prevăzută tot la articolul 146, dar litera E din Constituție. De asemenea, Curtea constată
existența împrejurărilor care justifică interimatul în funcție de președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului. Tot Curtea Constituțională are îndatorirea să constate interimatul funcției de președinte al României. Curtea veghează la respectarea procedurii de organizare și desfășurare a referendumului și confirmă rezultatele acestuia. Curtea, de asemenea, ca o altă atribuție, veghează la respectarea procedurii privind alegerea președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului. O altă atribuție, Curtea emite avizul consultativ privind suspendarea din funcția președintelui României. O altă atribuție verifică îndeplinirea condițiilor de exercitare a inițiativei legislative cetățenești prevăzute la articolul 74 din Constituție. Curtea hotărăște asupra contestațiilor ce au ca obiect constituționalitatea unui partid politic în conformitate cu prevederea articolului 1 al 8 și 40 din Constituție. Și dacă alte prevederi sunt înscrise în legea organică a curții, Curtea mai poate îndeplini și alte atribuții. Actele Curții Constituționale. Important, ce acte așteptăm să emită Curtea Constituțională? Potrivit Constituției, în exercitarea atribuțiilor sale, Curtea Constituțională emite două feluri de acte, decizii și avize consultative. Dar legea 47 din 1992, dezvoltând prevederile constituționale, stabilește la articolul 11 trei categorii de acte ale Curții Constituționale. Decizii, hotărâri și avize. Deci, iată, legea de funcționare a Curții Constituționale adaugă și hotărâri. Deciziile. Când deciziile Curții Constituționale intervin atunci când Curtea se pronunță asupra constituționalității. Și avem decizii cu privire la constituționalitatea legilor, decizii cu privire la inițiativele de revizuire a Constituției, decizii cu privire la tratatele internaționale. Iată că repetăm atribuțiile Curții și vedem că în majoritatea cazurilor sunt decizii. De asemenea, decizii când Curtea se pronunță cu privire la ordonanțe, decizii cu privire la regulamentele Parlamentului, decizii cu privire la excepțiile de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele și decizii cu privire la conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, de asemenea decizii cu privire la contestațiile care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic. La ce ne referim cu privire la constituționalitatea unui partid politic? Pentru că, iată, Curtea se poate pronunța cu privire la constituționalitatea unui partid politic. Dacă urmărim prevederile constituționale, constatăm că un partid politic este constituțional dacă, în primul rând, respectă prevederile Constituției, respectă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sau o situație specială când nu are în statut prevederi care să-l transforme în viitor într-un partid unic sau partid care sprijină o ideologie totalitară. De aceea, Curtea urmărește statutele partidelor și vede dacă partidul respectiv va respecta drepturile omului sau prevederile constituționale și se poate pronunța cu privire la constituționalitatea unui partid politic. Și poate să declare un partid neconstituțional, numai Curtea poate să facă acest lucru, nu judecătorul. Când emite Curtea hotărâri, în cazurile în care veghează la respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului, ceea ce înseamnă că se va pronunța prin hotărâre cu privire la rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al României. Se va pronunța prin hotărâre și când constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului României și Guvernului. Hotărâre când veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele referendumului și când verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni. Deci iată, hotărâri în trei situații. Prima dată, cu privire la rezultatele alegerilor, ca să repetăm,
cu privire la rezultatele alegerilor președintelui, când este pusă în discuție funcția de președinte al României, adică interimatul funcției, demiterea președintelui, tot hotărârea curții și cu privire la referendum, cea de-a treia categorie, și a patra, mai rară, ce-i drept, o să discutăm pe larg în viitor, situația mai rară când avem o inițiativă legislativă venită din partea cetățenilor. Ei, de data aceasta, curtea se pronunță cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei de legislative venite de la cetățeni. Curtea emite și avize consultative pentru propunerea de suspendare din funcția președintelui României. Avizul consultativ vine de la curte, dar iată, tot cu privire la funcția de președinte a României. În mod normal, curtea emite decizii. Pe cale de excepție, pentru câteva situații, președinte, referendum, inițiativă legislativă, curtea emite hotărâri sau, când președintele este suspendat, aviz consultativ. Procedura în fața Curții Constituționale. Este o procedură relativ laborioasă. Nu o să intrăm în foarte multe detalii, pentru că, fiind o procedură greoaie, o găsim fără niciun fel de problemă în legea de organizare a Curții Constituționale. Dar câteva elemente. Controlul constituționalității legilor exercitat de Curtea Constituțională este un control la sesizare, în primul rând, realizat în limitele acestuia. Sesizarea Curții Constituționale trebuie să fie făcută scris și motivat. Fie că vorbim de președintele României, fie că vorbim de președinții camerelor sau de 50 de deputați sau 25 de senatori, sesizarea trebuie să fie neapărat scrisă și motivată. Nu ia în considerare o sesizare verbală, adică președintele Camerei Deputaților, ca exemplu, vine la televizor și spune că sesizează Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unei anumite legi sau președintele României. Astfel de declarații politice nu pot fi luate în considerare. De ce? Pentru că ele pot juca doar rolul de declarații politice, ținând cont că atât președintele Camerei, cât și președintele României au și calitatea aceasta de oameni politici și pot emite declarații politice care nu sunt totuși sesizări în cazul nostru pentru Curtea Constituțională, ci rămân doar la nivelul unor declarații politice. Dacă sesizarea s-a realizat scris și motivat, Curtea Constituțională este obligată să o ia în considerare. Se întrunește plenul Curții Constituționale și este socotit legal constituit acest plen dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul judecătorilor. Actele Curții Constituționale se adoptă cu votul majorității judecătorilor, cu excepția deciziilor privind constituționalitatea inițiativilor de revizuire a Constituției, care se adoptă cu o majoritate de două treimi. Ședințele Curții Constituționale sunt publice, cu excepția cazului în care, pentru motive întemeiate, se hotărăște ședință secretă. Părțile, cei care au sesizat, au acces la lucrările dosarului. Autoritățile publice, instituțiile, regiile autonome, societățile comerciale și orice alte organizații au obligația să comunice Curții Constituționale la cererea acesteia informațiile, documentele și datele pe care le dețin. Pentru că în momentul în care Curtea deliberează cu privire la o sesizare, este de multe ori nevoie de informații, are nevoie de informații suplimentare venite de oriunde. Ceea ce înseamnă că dacă Curtea Constituțională solicită informații de la instituții publice, de la regii autonome, de la societăți comerciale, etc., acestea sunt obligate să dea toate informațiile, la fel ca în fața unei instanțe obișnuite, nu pot ascunde informații care ar fi necesare pentru soluționarea sesizării. Cererile adresate Curții Constituționale sunt scutite de taxa de timbru. Asta e o chestiune separată, dar iată că nu au o taxă de timbru cererile pentru
adresate Curții Constituționale. Acestea ar fi chestiunile care ne interesează în mod direct cu privire la Curtea Constituțională și modul în care funcționează Curtea Constituțională, câteva direcții generale. Evident că dacă vom intra în detalii, vom descoperi că în textul legii de organizare a Curții Constituționale vom descoperi că procedura este mult mai laborioasă, mult mai detaliată în comparație cu elementele generale pe care vi le-am prezentat până acum. Trecem la o nouă temă, una foarte importantă. Din câte constatați, într-un curs televizat, atingem deseori una sau două teme pe care, în mod normal, le-am dezbate la un curs întreg de două ore. E bine, în emisiunile noastre televizate facem efortul de a condensa cât se poate de mult cursul și mai ales este și situația pe care o avem în momentul prezent că, nefiind posibilă interacțiunea dintre profesori și studenți, viteza cu care se desfășoară un curs este un pic mai mare decât de obicei. De aceea vom intra pe o nouă temă astăzi. Aș fi dorit ca această parte a doua a cursului să fie referitoare strict la tema aceea, dar iată că avem fragmentat timpul și suntem nevoiți să începem, să zic așa, ex abrupto, o nouă temă. Tema extraordinar de importantă, pe care o vom continua și cu altă ocazie, se referă la drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor români. Acestea sunt înscrise în Constituția României și sunt subiect de dezbateri laborioase, subiect de dezbateri în doctrină, serioase și de mare întindere. Mai întâi să discutăm puțin despre noțiunea de drepturi și îndatoriri fundamentale. Terminologia tehnică a drepturilor trebuie cunoscută și înțeleasă pentru a se evita confuziile ce se produc între drepturile omului și cele fundamentale și nu sunt cunoscute alte noțiuni, libertate publică, drept și libertate, îndatoriri fundamentale, etc. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective, esențiale pentru cetățeni, stabilite de Constituție și garantate prin Constituție și legi. Revenind, povestea aceasta cu drepturile fundamentale este una extraordinar de veche. De la începuturi, scriitorii politici ai epocii moderne, fie că vorbim de John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu și alții, Kant, etc., au pus problema acestor drepturi fundamentale ale omului. Drepturi care, târziu în secolul 20, sunt înscrise într-un document fundamental numit Carta Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Despre ce vorbim? Scriitorii politici au pus problema că există câteva drepturi fundamentale ale omului, legate de natura umană și care face omul să existe ca om. Aceste drepturi fundamentale, identificate în epoca modernă, sunt în număr de trei. Dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate. Scriitorii epocii moderne au considerat că aceste drepturi sunt inalienabile. Ce înseamnă acest lucru? Că nu se pot înstrăina de ființa umană. O ființă umană care nu are aceste trei drepturi nici nu poate fi în categoria ființelor umane. În antichitate am avut situația cutuma, obiceiul, dar situația juridică a sclavului. Aristotel definea sclavul într-o lucrare și s-a tot perpetuat această expresie pe care Aristotel a folosit-o în lucrarea Politica ca fiind o unealtă vorbitoare. Adică, iată cum Aristotel
urmând, să zic, tradiția grecească, modul în care erau priviți sclavii în antichitate, a scos sclavul din regnul uman, să spunem așa, l-a trecut în categoria uneltelor, asemănătoare cu orice altă unealtă dintr-o gospodărie sau cu un animal care ajută la desfășurarea activităților casnice, industriale, lucrative. Sclavul, cu alte cuvinte, nu are personalitate umană. Uitându-ne înapoi prin prisma drepturilor fundamentale stabilite în epoca modernă, dreptul la viață, dreptul la libertate și dreptul la proprietate, constatăm că sclavul nu are niciunul din aceste drepturi. Nu are drept la viață pentru că stăpânul sclavului dispunea de viața lui, nu are proprietate, drept de proprietate, sclavul nu era proprietar nici măcar asupra hainelor pe care le purta, nici vorbă să existe posibilitatea proprietății de case, terenuri, obiecte, etc. Ba mai mult, copiii sclavului nu erau proprietatea, cu ghilimele, că atâta vreme cât poate un copil să fie proprietatea unei alte persoane, nu erau proprietatea sclavului, ci deveneau automat proprietatea stăpânului și deci, la rândul lor, rămâneau sclavi. Sclavul nu avea libertate. El nu putea decide cu nimic la viața sa. De aceea, privind sclavul prin intermediul drepturilor fundamentale discutate în epoca modernă, constatăm că el nu are niciunul din aceste drepturi fundamentale și de aceea, oarecum îndreptățit, sclavul nu este om. La fel, când spun sclavul nu este om, este interpretarea sclaviei prin prisma drepturilor fundamentale ale omului, așa cum au fost discutate în epoca modernă. Întorcându-ne la epoca modernă, scriitorii epocii moderne au considerat că acestea fac din om cu adevărat om. De exemplu, dreptul la viață. Este clar că dacă o persoană nu dispune de propria sa viață, nu are drept la viață, altcineva o poate lua, persoana respectivă, în mod arbitrar și în funcție de decizia celui care deține dreptul la viață, poate dispărea, poate să fie ucis oricând de stăpânul său. El nu are drept la viață, nu poate dispune cu privire la viața sa. Stăpânul este cel care decide. Dreptul la proprietate. De ce este acesta foarte important și gânditorii de sorginte liberală până la urmă a epocii moderne vorbesc de dreptul la proprietate ca unul din drepturile fundamentale. Atâta vreme cât o persoană nu are niciun fel de proprietate, el nu se poate întreține, pentru că proprietatea, de fapt, este sursa noastră de subsistență. Cu alte cuvinte, dacă o persoană nu are drept de proprietate, îi se anulează inclusiv dreptul la viață, pentru că nu are cu ce să își întrețină, să își mențină viața. Nu are cum supraviețui, neavând mijloace de subsistență de proprietate, cu alte cuvinte. Libertatea. De asemenea, atâta vreme cât o persoană nu are libertate, el iasă din categoria drepturilor, din categoria oamenilor, pentru că neavând libertate înseamnă că nu are nici proprietate, adică nu are libertatea de a cumpăra, de a vinde, de a deține. Iată cum dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate sunt îmbinate, sunt aproape unul și același lucru. Împreună trebuie să existe toate trei, în condițiile în care unul din aceste drepturi fundamentale dispare, dispar și celelalte două. Un om se caracterizează prin un om deplin, se caracterizează prin aceste trei drepturi luate împreună, niciodată separat. Nu putem să vorbim de un drept pe care îl avem, pe care nu-l avem din aceste trei. Ele sunt inalienabile, ele nu se pot înstrăina de la om, sunt drepturile naturale ale omului. Dacă vrem să păstrăm o persoană în categoria oamenilor, trebuie să îi dăm toate aceste trei drepturi. L-am depersonalizat, l-am scos din categoria persoanelor atâta vreme cât i-am luat unul măcar din aceste drepturi. Din punct de vedere juridic, acum trecând totuși pe prevederi constituționale contemporane, drepturile fundamentale sunt drepturi subiective, esențiale pentru cetățen, pentru fiecare dintre noi și de aceea trebuie stabilite de Constituție și garantate de Constituție.
statul, până la urmă, trebuie să-și facă această datorie fundamentală, această datorie importantă, de a menține drepturile fundamentale, de a le garanta prin Constituție și prin legi. Din punct de vedere juridic, trăsăturile drepturilor fundamentale sunt următoarele. Dreptul fundamental este drept subiectiv. Drept care aparține persoanei, aparține subiectului, nu poate fi îndepărtat sub nicio formă de subiect. Este drept esențial, este drept important și a treia trăsătură importantă trebuie să fie înscris în Constituție. Nu există un drept care nu este înscris în Constituție. Trăsăturile îndatoririi, pentru că corelativ cu drepturile sunt și îndatoririle. Camil Petrescu vorbea într-o piesă de teatru despre corelația aceasta cu a drepturilor cu îndatoririlor și a libertăților cu obligațiile și spunea simplu, câtă libertate, atâta obligație. Ceea ce înseamnă că nu putem trece niciodată în Constituție doar drepturi. Cetățenii nu au doar drepturi, ci au și îndatoriri, au și obligații. Obligațiile au câteva trăsături. Mai întâi, obligația este de drept public, adică atâta vreme cât e trecută în Constituție, este de drept public, este a tuturor față de stat și față de toți ceilalți. Este esențială pentru popor, trebuie și obligația să fie înscrisă în Constituție și trebuie să fie asigurată în realizarea lor prin forța coercitivă a statului. De exemplu, dacă în Constituție este prevăzută obligația ca toți cetățenii să-și plătească taxe față de stat, această obligație este de drept public, este esențială pentru toți, trebuie să fie înscrisă în Constituție și, automat, în condițiile în care cineva refuză îndeplinirea acestei obligații, trebuie să fie asigurată de către stat, în cazul celor care refuză, de prin forța coercitivă a statului. Există trei mari categorii de drepturi fundamentale ale cetățenilor. Sfera drepturilor, sau aștept, trei categorii, trei generații, le-au spus unii specialiști. Prima generație, drepturile de generație întâi, sunt drepturile civile și politice. O să discutăm separat despre ele. Generația a doua, drepturile economice, sociale și culturale. Și generația a treia, drepturile de solidaritate. În primul rând, dacă luăm generația întâi de drepturi civile și politice, sunt drepturile care garantează existența unui stat de drept, unui stat democratic, în care cetățenilor li se recunoaște personalitate juridică și au dreptul fiecare să participe la conducerea și la treburile publice ale statului. Generația a doua de drepturi sunt drepturile economice, sociale și culturale, adică drepturile persoanelor, drepturi suplimentare venite odată cu dezvoltarea statului, odată cu îmbunătățirea condițiilor sociale-economice și care dă persoanelor drepturi suplimentare să dețină proprietăți, să realizeze activități economice și acestea să fie protejate prin legi. Iar cea de-a treia generație, drepturile de solidaritate pe care le pun la dispoziție, să zicem așa, statele dezvoltate și care presupun cheltuieli suplimentare din partea statului. În filozofie s-a discutat, de fapt, de două categorii de drepturi, drepturi pozitive și drepturi negative. Ca să fie, să zic, clasificate extraordinar de simplu. Drepturile negative, ca să începem cu ele, sunt drepturile asupra cărora statul nu trebuie să se pronunțe, nu le poate opri în vreun fel. Sunt drepturile înnăscute, drepturile pe care fiecare cetățean le are și, referindu-ne la drepturi fundamentale ale omului, aceste trei drepturi pe care le-am identificat încă din epoca modernă, dreptul la viață, proprietate și libertate, sunt drepturi negative, drepturi inalienabile, statul nu are voie, de aceea sunt negative, nu are voie să le ia niciunei persoane. Drepturile pozitive sunt drepturile pe care statul le dă.
De exemplu, dreptul la învățătură, la școală, sau dreptul la asigurări de sănătate gratuite sau pentru toată lumea, sunt drepturi pe care statul le oferă. Nu cetățeanul le are înnăscut. Statul le oferă în măsura în care poate să le ofere. Pentru că sunt drepturi care costă. Până la urmă, nu sunt drepturi în care realizarea lor nu presupune decât o neintervenție a statului, ci o intervenție directă. Drepturile și libertățile fundamentale pot să fie clasificate în 5 categorii. În primul rând, inviolabilitățile, drepturile și libertățile economice și sociale, drepturile exclusiv politice, drepturile și libertățile social-politice și drepturile garanții. Principiile constituționale ale drepturilor și libertăților fundamentale sunt destul de numeroase, o să discutăm pe rând despre ele. În primul rând, universalitatea, dreptul se acordă, un drept sau o libertate se acordă tuturor, asta înseamnă că este universal, nu există persoane excluse de la un drept sau de la o libertate fundamentală. Neretroactivitatea nu se aplică pentru perioade anterioare, ci întotdeauna pentru viitor. Egalitatea în fața drepturilor, adică pentru toți cetățenii un drept este identic. Dacă cineva are drept la proprietate sau egalitate în fața legii, nu este cineva mai egal decât altul, ci sunt deopotrivă la fel de egali. Egalitatea în fața drepturilor este garantată de Constituție. Un alt principiu, funcțiile și demnitățile publice se pot ocupa de persoane care au numai cetățenia română și domiciliul în țară. Un principiu constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale. Un alt principiu, protecția cetățenilor români în străinătate și obligațiile lor. Adică este principiul de drept constituțional prin care un cetățean român, chiar dacă nu este pe teritoriul țării noastre, este protejat de statul român în și pe teritoriul altor state, în anumite limite. Evident că dacă săvârșește infracțiuni de la legile statului respectiv, cetățeanul român de pe teritoriul respectivului stat va trebui să suporte consecințele. Un alt principiu, cetățenii străini și apatrizii se bucură în România de protecția juridică generală a persoanelor și a bunurilor. Cu alte cuvinte, protecția există și pentru străini în România, legile se aplică și asupra străinilor sau apatrizilor. Apatrizii, o să discutăm separat despre ei, sunt cetățenii, sunt persoanele care nu au nicio cetățenie din cine știe ce motive. Persoane lipsite de cetățenie nu au reușit să obțină, au pierdut, să zicem, cetățenia sau au renunțat la cetățenia unui stat, trăiesc pe teritoriul României și încă nu au cetățenie română. Cetățenii români nu pot fi extradați și expulzați. Ca principiu general constituțional. Prioritatea reglementărilor internaționale funcționează ca principiu constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale, adică în condițiile în care România a ratificat un tratat internațional care acordă drepturi suplimentare cetățenilor români, în condițiile în care acestea sunt constituționale pe teritoriul statului român, reglementările internaționale se aplică cu prioritate. Accesul liber la justiție este un principiu constituțional foarte important și trebuie să fie, să se aplice tuturor cetățenilor care locuiesc pe teritoriul statului român și caracterul de excepție al restrângerii exercitării unor drepturi și libertăți, la fel un principiu constituțional. Situația, să zicem, când printr-o hotărâre judecătorească există posibilitatea ca anumite drepturi cetățenești, drepturi și libertăți, să fie restrânse prin respectiva hotărâre. Deseori avem o situație de genul acesta. O hotărâre judecătorească care condamnă, de exemplu, un primar pentru exercitarea necorespunzătoare sau pentru încălcarea legii în funcția pe care a avut-o și pedeapsă suplimentară, pedeapsă corelativă cu pedeapsa principală, avem și obligația sau restrângerea dreptului electoral al respectivului primar că nu mai poate o anumită perioadă candida
la funcția de primar sau la alte funcții publice. Este o pedeapsă secundară, vine pe lângă pedeapsa principală, că trebuie să plătească pentru prejudiciul efectuat și suplimentar nu mai are voie să candideze o anumită perioadă. Nu este vorba definit că pentru totdeauna. Aceste pedepse corelative, aceste restrângeri de drepturi se pot da și la persoanele care sunt libere sau judecătorul nu le dă unor persoane care sunt private de libertate. Așadar, sunt situații în care un anumit cetățean este privat de dreptul de a participa la vot, nu mai poate vota pentru că este o sancțiune judecătorească dată în direcția aceasta, dar există și situația în care cetățeni arestați, care sunt în penitenciare, pot să participe la procesul electoral, pot să aleagă și se organizează secție de vot special pentru ei acolo în penitenciar. Le luăm pe rând puțin. Inviolabilitățile, pentru că am vorbit de categoriile de drepturi fundamentale și am vorbit că prima categorie ar fi inviolabilitățile. Sunt acele drepturi și libertăți care prin conținutul lor asigură viața, posibilitatea de mișcare liberă, siguranța fizică și psihică, precum și siguranța domiciliului. Care sunt inviolabilitățile? În primul rând, dreptul la viață și integritate fizică și psihică, articolul 22 din Constituție. La articolul 23, o altă inviolabilitate, libertatea individuală. Articolul 24, dreptul la apărare. Articolul 25, dreptul la liberă circulație. Articolul 26, dreptul la viață intimă, familială și privată. Articolul 27, inviolabilitatea domiciliului. Iată categoriile de inviolabilități prevăzute în Constituția României pe articole separate și explicate sumar în prevederile constituționale. Aceste inviolabilități se pot regăsi unele dintre ele și în legislația civilă sau penală, unde sunt detaliate situațiile în care o astfel de inviolabilitate este încălcată și sancțiunile care sunt corelative cu infracțiunea. În categoria drepturilor și libertăților economice, sociale și culturale, prin care înțelegem drepturile și libertățile care asigură condițiile sociale și materiale de viață, educație și posibilitatea protecției acestora, găsim pe următoarele. La articolul 32, dreptul la învățătură, în articolul 33, dreptul la ocrotirea sănătății, articolul 38 și 39, dreptul la muncă și protecție socială a muncii, în articolul 40, dreptul la grevă, în articolul 41 și în articolul 135 din Constituția României, dreptul la proprietate, articolul 42, dreptul la moștenire, 43, dreptul la un nivel de trai decent, articolul 44, dreptul la căsătorie, articolul 45, dreptul copiilor și tinerilor la protecție și asistență, și în articolul 47, dreptul persoanelor handicapate la o protecție specială. Astăzi, cred că ați observat că probabil din dorința de a avea un limbaj, o corectitudine politică mai deosebită, mai specială, mai ancorată în realitățile discursive ale epocii noastre, nu mai spunem decât cu mare greutate persoană handicapată, ci spunem persoană cu dizabilități sau persoană dezavantajată fizic, psihic, etc. Dar Constituția vorbește de persoane handicapate și consider că nu ar trebui să ne ferim de cuvinte că ni se par nouă că au căpătat pe parcursul anilor o conotație negativă sau peiorativă, deranjantă pentru unii. Nu este deranjant că folosești un anumit cuvânt atâta vreme cât el descrie situația pe care persoana respectivă o are. Nu este nevoie să inventăm expresii blânde, politicoase, pentru o situație de viață evidentă. Drepturile și libertățile social-politice sunt acele drepturi și libertăți care, prin conținutul lor, pot fi exercitate de către cetățeni, fie pentru rezolvarea unor probleme sociale și spirituale, fie pentru participarea la guvernare. Sunt așa numitele libertăți de opinie, acestea în urmă.
din urmă. Care ar fi aceste drepturi și libertăți social-politice? Libertatea conștiinței, la articolul 29, libertatea de exprimare, articolul 30, dreptul la informație, articolul 31, libertatea întrunirilor, dreptul la asociere și secretul corespondenței. Iată drepturile și libertățile social-politice așa cum sunt prevăzute în Constituția României. Asta înseamnă că nimeni, niciun organ al statului, nu poate, de exemplu, să interzică anumitor cetățeni sau oricăror cetățeni să se asocieze, fie în asociații și fundații, fie în partide politice, în sindicate, în orice formă asociativă, este unul din drepturile social-politice pe care noi le avem în România. Și ultima categorie de drepturi, le-am numit noi drepturile garanții, care sunt acele drepturi care prin conținutul lor joacă în principal rolul de garanții constituționale. Vorbim și dreptul la petiționare și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. La ce ne referim? În condițiile în care o persoană este vătămată de autoritate publică, ea poate să o reclame. În același timp, dreptul la petiționare îmi dă dreptul ca eu, ca persoană, să pot reclama în același timp fie o autoritate publică, fie o altă persoană, atâta vreme cât consider că anumite drepturi, libertăți, interese ale mele sunt încălcate. Categoria îndatoririlor fundamentale. Vă spuneam, câtă libertate, atâta responsabilitate. Câte libertăți, atâtea îndatoriri. E bine, Constituția României nu vorbește de foarte multe îndatoriri, vorbește de foarte multe libertăți, dar numărul îndatoririlor este redus. Numai că sunt de foarte mare importanță și iată, sunt prevăzute în Constituție și pot să fie judecate în anumite situații chiar pe textul constituțional. Iată prima și cea mai importantă îndatorire trecută la articolul 50, fidelitatea față de țară. După aceea alte îndatoriri. Îndatoria de respectarea Constituției și a legilor, îndatorirea de apărare a țării, îndatorirea de a contribui la cheltuielile publice, evident prin taxele și impozitele pe care noi le plătim, ceea ce înseamnă că ele sunt legale, pentru că sunt prevăzute în Constituție, nu încalcă niciun drept constituțional al nostru, și îndatorirea de exercitarea drepturilor și libertăților cu bună credință. Acestea sunt drepturile și îndatoririle cetățenilor români asupra cărora se poate discuta la nesfârșit. De exemplu, la activitățile dumneavoastră de seminarizare veți avea spețe cu privire la exercitarea unor drepturi și sau îndatoriri și de conflictul de și asupra conflictului de drepturi care se pot conflictul de drepturi care se pot naște între persoane cu interese diferite și pe care le veți judeca pe baza prevederilor constituționale. În același timp, rugămintea mea este să urmăriți deciziile Curții Constituționale cu privire la spețele care privesc drepturile fundamentale ale cetățenilor și să vedeți modul în care situații concrete, spețe concrete din legislația României cu privire la drepturi au fost soluționate către curte și au fost exemplificate. De asemenea, vă mai recomand o lucrare esențială în literatura juridică în zona dreptului constituțional. Avem o lucrare monumentală în România, se numește Constituția României comentată și adnotată și care ia fiecare articol și fiecare drept din, în cazul nostru, fiecare drept din Constituția României, discută pe toate fațetele posibile și, evident, de multe ori și cu spețe concrete sau cu hotărârile Curții Constituționale. Ne oprim aici pentru că a intra în detalii cu privire la drepturi și îndatoriri constituționale ale cetățenilor ar însemna să continuăm o discuție fără sfârșit.
împreună cu colegii mei care se ocupă de seminar la drept constituțional, o să discutați și o să dezbateți în profunzime cu privire la drepturile și îndatoririle cetățenilor prevăzute în Constituția României. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare la un nou curs. La revedere!